Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare de dragoste. Haideți să vedem ce vă așteaptă în următoarele 24 de ore pentru cei aflați într-o relație, da? Și căsnicie, bineînțeles. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot, ce mesaj au. Wow, steaua! Aveți o speranță mare. Unii dintre voi posibil să aveți de-a face cu zodia vărsător sau nu, da? Vă doriți ceva foarte mult. Se ajunge foarte greu la această persoană, o persoană cu standarde, da? Dar posibil să aibă legătură și cu mediul online, da? Să comunicați foarte mult. Aveți comunicare foarte, foarte multă, da? Comunicare cu partenerul, partenera. Ia să vedem despre ce este vorba. Luna, wow! Dar sunt aici lucruri nespuse, neștiute, da? O femeie poate să aibă un rol foarte important. Zodia Pești sau Rac, în unele cazuri, da? Posibil să aveți de-a face cu această zodie și Marele Preot. Poate să fie o căsătorie, da? O cerere în căsătorie pe nepusă masă pentru unii dintre voi. Foarte interesant. Sau cineva aici este căsătorit, căsătorită și nu știți. Da? Vi se ascunde acest lucru. Deci sunt două variante. Atenție, luați doar ce rezonează, da? Fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Da, zodia Taur, posibil să aveți de-a face cu această zodie sau nu. Da, ia să vedem despre ce este vorba. Doi de cupe, da? Deci aveți o speranță în această relație. Da, vi se mărturisesc sentimentele, aveți pe cineva care vă puteți baza, care vă iubește sincer, vă este menită această persoană, da? Vă declară iubirea dumneavoastră la rândul dumneavoastră la fel. Ia să vedem luna. Da, se clarifică o situație aici care era neclară pentru unii dintre voi, asul de spade. Se clarifică, se spun lucrurilor pe nume, erau lucruri neștiute, nespuse. Posibil dacă au partenerul sau poate dumneavoastră ați fi fost într-o căsătorie și acum divorțați unii dintre voi, nu mai mergea această căsătorie, vă separați de această persoană, da, și o luați de la capăt cu sufletul dumneavoastră pereche, posibil și acest lucru, dar pentru unii dintre voi se clarifică, da, semnați acte, documente, petreceți unii dintre voi, vă logodiți, vă căsătoriți în această perioadă. În următoarele 24 de ore. Da, unii dintre voi plecați dintr-o astfel de situație, optul de cupe și cărțile îmi confirmă acest lucru, da? Că unii dintre voi divorțați, da? Ca să vă îndreptați către sufletul pereche, da? Ieșiți dintr-o relație sau altcineva, da? Sau partenerul, da? Iese din acea relație. De aceea poate erau lucrurile neștiute, nespuse, da? Și nu erau clare. Dar acum se clarifică. Da? Ia să vedem despre ce este vorba. Da, va da bătăi de cap aici cu nouăle de săbi, da? Va da bătăi de cap această relație. Nu v-a lăsat să dormiți, ați fost stresați, stresate, nu ați crezut că o să ajungeți în relație, da? Să fiți fericiți cu această persoană. Este ceva aici, da, care v-a supărat, da? Ceva din trecut, da? Din trecut, ceva care v-a supărat. Mai regretați, mai aveți momente, da, de regret sau poate chiar partenerul, partenera, da, care au fost în astfel de situații, da, faptul că s-au aruncat cu capul înainte, s-au căsătorit cu persoanele nepotrivite, da, aceste persoane și revin. Unii dintre voi, atenție, deci nu este valabil pentru toată lumea acest mesaj. Este aici o poveste aparte. Cineva care regretă, da, că a făcut acest pas în trecut, da, că s-a grăbit să se căsătorească, să ducă în direcția respectivă, da? Și acum trebuie să, wow, diavolul, zodia Capricorn, să aveți de-a face cu această zodie sau nu. Da, această căsătorie a fost o căsătorie toxică sau relație, da? A fost ceva toxic. Această persoană sau chiar dumneavoastră, da, a trebuit să ieșiți din această relație. Cineva manipula lucrurile aici, da? În așa fel încât să vă creeze că totul este bine acolo, dar v-ați dat seama, da, sau partenerul, da, și-a dat seama că nu, locul lui nu este acolo și nici a dumneavoastră, da,
Ia să vedem despre ce este vorba. Da, ați avut un blocaj, doi de săbii, în care nu a știut ce să faceți, da, din cauza acestei situații. Wow, și apare turnul. Da, aici apare o despărțire. Cineva trebuie să se separe, trebuie să divorțeze. Nu, această căsnicie nu duce nicăieri sau relație. Da, sunt invitați la un nou început. Valetul de monede este ceva care merge greu, dar lucrurile încep să se îndrepte, da? Sunteți invitați, da, la un nou început, să o luați de la capăt, pentru că turnul, da, dărâmă ceva care nu a fost clădit pe... Nu a fost clădit aici, ceva serios, nu a fost. Se dărâmă ceva de la temelie, da? Deci, această relație pur și simplu se închide. Căsnicie, da? În unele cazuri. Regele de bâte. Da, acționați, faceți ceea ce vă place, da? Sunteți hotărâți să mergeți înainte către persoana care vă place. Leu, berbec, săgetător, posibil să aveți de-a face cu această zodie, da? Dar trebuie să o luați încet, da? Cavalerul de monede, din nou, da? Trebuie să vă relocați. Unii dintre voi trebuie să vă mutați, să plecați, da? Să o luați de la capăt, dar lucrurile merg mai încet, da? De data asta, adică sunteți hotărâți să acționați, dar... Să o luați încet în noua relație, da? Acolo unde erați, da, nu era nimic bun. Stârniți cumva gelozia și invidia fostului, fostei partenere, da? Sau chiar partenerul dumneavoastră scapă greu, da, din acea situație în care se află, da? Pentru că energiile se pot schimba. Da, apare aici un conflict destul de aprins. Poate sunt și copii, da, la mijloc. Și parcă această persoană se agață, da, să nu cumva să-i dea drumul persoanei dumneavoastră dragi pentru că au un copil, da, manipulează această situație. Ia să vedem. Da, este ceva greu, merge ceva greu, nouă de bâte, este o situație greoaie, dar sunteți invitați la un nou început, clar, da, și să acționați. Să faceți totul așa cum trebuie și să faceți, să lucrurile se vor mișca foarte rapid, foarte rapid. Sunteți invitați la un nou început, clar, în această poveste, da, și va aduce victorie. Chiar dacă lucrurile sunt agitate în jurul dumneavoastră din cauza faptului că o luați de la capăt, da, cu partenerul, chiar și partenerul, da, dacă are și el ceva de rezolvat la fel, este normal, da, să fie anumite situații create în jurul ei sau a lui, da? Și în jurul dumneavoastră, da, să vi se pună în cârcă faptul că nu a mers relația partenerului, da, în direcția cealaltă sau partenerei, sau invers, dumneavoastră că nu vă mai merge relația sau căsnicia și sunteți cumva acuzați că v-ați dus în direcția aceea și de acolo, dar relația în care ați fost, da, nu mergea. Nu mergea oricum. Era o relație toxică, cineva vă tot manipula, vă stresa, vă punea toate sarcinile pe umeri, da? Deci nu era ceva concret, da? Vă opuneți, într-adevăr, nouă de bâte, opuneți rezistență acestei situații, da? În care vă aflați. Sunteți foarte... reținuți, da? Cum am și spus, nu acționați din prima, nu luați hotărârea din prima, da? Deși știți că trebuie să o luați de la capăt, da? Și aveți pe cineva care vă puteți baza și o puteți lua de la capăt, dar nu vă grăbiți, tocmai asta e. Da, sunteți din nou invitați să riscați, nebunul, da? Sunteți din nou invitați să riscați, să vă aruncați cu capul înainte, pentru că asta este singura soluție, da? Să terminați odată povestea în care sunteți sau partenerul cu care sunteți, da, să o luați de la capăt, da, să închideți capitolul respectiv. Ia să vedem. Da, se aștepta de mult timp aici, se aștepta de mult timp niște rezultate și le primiți. 7 de monede. Da, se pare că se așteaptă un rezultat la o hotărâre judecătorească aici. Despărțirea asta, da, de la divorț. Cineva, da, divorțează. Primiți confirmarea, da? Dumneavoastră sunteți hotărâți, chiar și partenerul, da, să mergeți împreună în această poveste. Da, deci nu renunțați. Da, cumva încercați 7 de săbii să vă vedeți propriul interes, da?
Sau unii dintre voi, da, știți despre cine este vorba, i-a fost cineva aici care nu a fost corect în această poveste și demascați această persoană. Ați așteptat de mult, da, să demascați această persoană. Doi de monede, da, era cineva care jongla, care nu era sincer. Așa, juca între două persoane, două situații, da, încerca cumva să mențină echilibru, dar demascați, da, credea că nu se știe despre această persoană. Cumva, da, 6 de monede. Ia să mai vedem niște mesaje. Spânzuratul, Zodia Peș, da, o persoană care cumva v-a blocat din cauza faptului că a fost mai nedreaptă, da? N-a fost corectă această persoană în relație. 10 de monede. Cineva aici a crezut că poate să mențină, da, echilibru în casă, în familie, dar lucrurile n-au putut să fie așa, da? Regele de cupe. Din nou, da, aveți pe cineva aici care vă puteți baza, da? Care vă este alături. Este o persoană care este echilibrată din punct de vedere emoțional, vă iubește sincer această persoană. Vrea să închidă acest capitol, da, deci nu mai vrea să fie manipulată, da, de către ceilalți. Regina de Bâte, acționați din nou, da, deci și regele și regina de Bâte, da, acționați, faceți ceea ce vă place. Aici este vorba despre un cuplu care se simt foarte atrași, aceste două persoane, simt că sunt suflete pereche, da? Și se pare că posibil, da, ca dumneavoastră să fie avut de-a face cu această persoană în trecut, la un moment dat v-ați separat din anumite, nu știu, întâmplări, poate n-au fost atât de grave, dar v-ați dat seama că la momentul respectiv nu ați fost făcuți unul pentru celălalt, iar peste ani ați realizat că de fapt amândoi v-ați clădit familii separat, dar nu, sau v-ați dus în direcții separate, dar nu ați făcut bine, da? Nu sunteți fericiți acolo unde sunteți. Nici dumneavoastră, dar nici partenerul. Da, cineva aici își dorește independență, își dorește să devină singur, singură, burlac, burlăciță, da? Deci nu mai își dorește să fie îngrădit, îngrădită, da? Se muncește la reparația unei, se repare o relație, da, aici. Sau se construiește din nou o relație care a fost întreruptă. Da? Deci nu este pentru toată lumea valabil acest mesaj. Este posibil, da, acest lucru ca cineva... Da, mesajul este destul de pronunțat, acest mesaj, dacă aceste două persoane s-au separat la un moment dat și acum își doresc să revină, da? Unul din dumneavoastră, fie dumneavoastră, fie partenerul, dar este mai greu să iasă din relația în care a fost, da? Pentru că nu se renunță atât de ușor. Persoana cu care a fost, da, nu a renunțat, sau poate dumneavoastră, da, sunteți cei care sunteți în astfel de energiile, se pot schimba, bineînțeles. Ia să mai vedem. Da, ați ținut cu dinții, da, că ați fost foarte reținuți. Ați sperat până în ultima clipă, da, că acolo unde ați ales să stați, da, vă aduce fericire, că nu are cum să fie în cealaltă direcție, dar se pare că cursul vieții, da, v-a arătat, da, și întâmplările pe care le-ați avut, că de fapt nu v-ați ales bine partenerul, împăratul, Zodia Berbec. Da, aici cineva hotărât, așa, da, este foarte hotărât această persoană, deși dumneavoastră sunteți un pic reținuți, da, că nu prea vă plac schimbările așa, dar vine așa hotărât această persoană către dumneavoastră, sau se semnează acte, documente, da, instituții de stat. Poate unii, da, ați avut de-a face cu o persoană care a avut probleme cu legea în unele cazuri. Nu este valabil pentru toată lumea. Și nu mai vreți. Nu mai vreți. Va crea multe probleme, multe pierderi financiare, pot să spun acest lucru, da, în unele cazuri. Posibil. Nu este valabil pentru toată lumea. Justiția. Da. Zodia Balanță. Deci se pare că, da, aici cineva e posibil să fie avut probleme cu legea. Sau, da, separarea asta, da, este nevoie să mergeți prin instanță ca să vă separați de o persoană care nu vă face bine, da? Aveți deja pe cineva, unii dintre voi, da, care sunteți bine acolo, sunteți, vă simțiți, da, ca și suflete pereche cu această persoană, dar, cum am și spus, fie dumneavoastră, fie partenerul, da, aveți de rezolvat o problemă din trecut cu foștii parteneri, da?
E cam, da, e agitație aici. Parcă cealaltă persoană nu renunță, da? Nu prea vă dă pace. Cineva aici are probleme cu legea, în unele cazuri. Da? Ia să mai vedem. Da, ia sfârșit o trădare. Se termină o suferință aici. 10 de săbii. Da, ia sfârșit. Se închide un capitol, judecata. Vă împăcați cu cineva, vă revedeți cu cineva din trecutul nevastră. Exact cum am și spus, da, vă împăcați cu cineva din trecut. Vă întâlniți cu această persoană. Se face dreptate. Face dreptate aici. E ceva care, nu știu, e o poveste așa foarte. Da, și primiți o nouă șansă, un nou capitol, da? Asul de monede. Este ceva stabil, sigur, dar la început, bineînțeles. Sunteți invitați la un nou, da? Închideți un capitol și deschideți altul. Foarte frumos. Da, este o perioadă destul de stresantă, da, pentru voi, unii dintre voi, da, treceți prin perioade destul de neplăcute, dar veți depăși acest lucru. Se va face dreptate, se vor clarifica situațiile, da? Unii dintre voi, da, cum am și spus, vă separați de persoane, da, care nu erau menite pentru dumneavoastră. Să vedem la baza pachetului, roata norocului, da? Deci face parte din destinul și soarta dumneavoastră. Trebuie să mergeți pe această cale, unii dintre voi, da? Deci este, vă apărați interesul, celebrați, da? Comunicare, multă comunicare, da? Ați trecut printr-un, aici cu șaptele de săbii, ați trecut printr-o perioadă destul de grea, conflictuală, da? Ați fost neîndreptățiți pentru alegerea pe care ați făcut-o, da, pentru hotărârea pe care ați luat-o, pentru că, na, fiind căsătoriți, nu toată lumea vede cu ochii buni, da, o separare. Oamenii nu înțeleg că acea căsătorie poate să ducă până într-un punct, da, și că s-au terminat, da, acolo sentimentele. Posibil, da, să rezonați o parte din voi, unii nu, da, este o etalare generală, atenție, dragilor, da, deci nu toată lumea va rezona cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări, vă îmbrățișez cu mare, mare drag!